Mulțumesc, doamna președintă. Programul pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și școlarilor rămâne inaplicabil. Lipsa de interes și profesionalism a decidenților politici rămâne principala cauza ineficienței aplicării legislației în vigoare. Legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 92 din 2017, PLX 53-2018, privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, nu va putea să își producă efectele juridice în conformitate cu așteptările societății civile, în lipsa unei finanțări imediate corelate cu anul școlar următor, 2018-2019. Această carență legislativă este cauzată de neconcordanța dintre lunile anului școlar și cele ale anului calendaristic, financiar, în contextul în care planificarea bugetară pentru acest proiect se realizează pe an decembrie 2018, în timp ce efectele juridice ale legii ar trebui să înceapă în luna septembrie concomitent cu debutul anului școlar următor. Astfel, 4 luni de zile nu vor fi cuprinse în exercițiul bugetar, fapt care va atrage după sine ineficacitatea acestei ordonanțe. Ceea ce poate fi și mai grav este eventuala repetare a situației în anul școlar 2017-2018, când timp de 4 luni, elevii care ar fi trebuit să beneficieze de masă caldă sau de suport alimentar reglementate prin acest proiect pilot, au încetat a mai fi beneficiarii programului național Cornul și Laptele. În acest fel, pe lângă faptul că preșcolarii și elevii noștri nu au beneficiat de masă caldă promisă de guvern și nici de alte alimente din partea statului, efectele așteptate de guvernanți sunt exact opuse. Creșterea abandonului școlar, nerespectarea drepturilor elevilor și lipsa unei promovări a unui stil de viață sănătos. Am propus în Comisia de Educație un amendament care prevedea exact acest lucru. Renunțarea la sintagma an școlar și prevederea în textul de lege a sintagmei an calendaristic. Nu a fost acceptat acest amendament și încă o dată s-a demonstrat că acest lucru va duce din nou la un blocaj, pentru că banii vor fi returnați din nou și elevii noștri, copiii noștri nu vor putea avea acces la suportul alimentar decât 2 luni de zile, pentru că în 15 iunie se termină cursurile școlii. Remarcăm încă o dată că drepturile copilor nu sunt respectate în România. Mulțumesc. Cristina Iurijniții, deputat circumscripția electorală numărul 6.